Salutare tuturor! Astăzi vom face cunoștință cu brandul BioTrade, iar gama care se ocupă cu tratamentul tenului acneic se numește Acne Out. Deci cutiile care le vezi cu alb și roșu se referă la tenul acneic. Vom face un mix de produse pentru tenul care are și acnee polimorfă, și acnee comedoniană, și acnee papulopustuloasă. Așa că o să începem cu spălarea feței. Vom folosi gelul de spălare, OxyWash. Acesta are și acid lactic și are și oxigen. Îl folosim dimineața și seara, dar dacă avem toate aceste produse la noi, putem să folosim gelul de spălare seara, iar dimineața să folosim spuma de curățare. La fel, punem un picuț de gel sau spumă pe mâini, să punem pe față, facem spumă și spălăm fața cu apă din abundență. După ce am spălat fața, se recomandă să se folosească un tonic matifiant. BioTrade-ul are tonic matifiant, acesta. Deci acesta este tonicul, se pune pe o dischetă și se curăță în profunzime fața, doar seara se recomandă. După ce am curățat fața, folosim o cremă hidroactivă. Aceasta este crema hidroactivă de la BioTrade. Punem picuț cu picuț pe toată fața, masăm până intră în profunzime în piele. Dacă avem peteri dermatoase post-acneice, neapărat nu folosim crema hidroactivă, ci folosim crema care are și factor de protecție 30. Aceasta nu lasă ca soarele să pigmenteze petele rămase de la coș. Produsul minune pe care îl consider eu din brandul BioTrade Gamma Acne Out este această loțiune activă. Pui pe o dischetă, dar eu ce fac, șprez un bețigaș și pun doar local pe coș. Folosești dimineața și seara, 7 până la 14 zile, până vezi că deja nu se mai vede coșul. Deci eu dacă aplic seara pe coșul care văd că deja se inflamează, până dimineața văd regresia lui. Foarte important să nu storci coșurile. Cum ai văzut că apare, aplici această loțiune activă și lași ca ea să acționeze. Dacă ai foliculită, pseudofoliculită, la fel, după epilat, se recomandă să se folosească pe o dischetă și aplici pe zona epilată ca să nu apară foliculita. Se recomandă de 2 până la 3 ori pe zi, 2-3 zile. O să observ că la un moment dat, nu în primele zile, o să înceapă să se exfolieze pielea. Pur și simplu se duce primul strat de piele, dar nu este nimic. Aplici o cremă hidratantă cu ureie și pielea se regenerează. Dar este un mecanism pe care îl produce această loțiune, nu este nimic de speriat. Deci tot timpul când facem un tratament extern, se recomandă să avem și un tratament intern. Acne Out, supliment alimentar pentru tendința acneică, sunt capsulele, care se recomandă să se ia una pe zi, în prima parte a zilei. Se ia dimineața când te-ai trezit cu un pahar mare de apă. Dacă simți că ai senzație de vomă sau deranjament stomacal, mănânci un biscuite și după aceea iei tabletuța. Aceasta are vitamina A, EU, antioxidantul, DEU, la fel magneziu, zincul care acționează la nivelul pielii și seleniu. La fel mai este și săpunul Acne Out, săpunul solid. Acesta poți să-l folosești și pe corp, pe zona coșurilor, zona umerilor, spatelui, zona de gât, decolteu. Dacă ai coșuri la fel pustuloase, poți aplica și crema activă. Poți aplica ori loțiunea, ori crema.
Eu prefer mai mult loțiunea, dar când sunt așa stresată să treacă mult mai repede coșul, aplic și loțiunea și după loțiune la 5 minute aplic și crema. Aceasta se aplică de 2 ori pe zi, dar se aplică la fel doar pe coșul. Nu se aplică pe toată fața, că dă senzație de mâncărime și arsură. Deci aceasta este cutia și acesta este produsul. Mai este și nou apărut Pur Skin exfoliantul de la Bio3. Acesta se folosește de 2 ori pe săptămână ca să exfolieze pielea moartă. Cam atât de la brandul Bio3. Pentru mai multe informații sau tratament personalizat, poți să-mi scrii pe Instagram și acolo vom discuta mult mai multe. Nu uita, până pe 30 august ai codul promoțional Cristina15 pe care poți să-l folosești la achiziționarea produselor Bio3. Codul de reducere nu se cumulează cu alte reduceri sau cu alte promoții. Deci doar la produsele care n-au nicio reducere, pe acele le reduce. Deci acolo poți să-l folosești. Aștept să ne vedem data viitoare cu un nou tratament, cu un nou brand, cu noi informații. Până atunci, dacă ți-a fost de folos aceste informații, poți să share-uri cu prietenii tăi și nu ține numai pentru tine. Răspândește și la alții!